Un bătrân în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat, bătut și amenințat în casa unde locuia alături de soția sa, în localitatea Coșula, județul Botoșani. Totul a pornit la finalul anului trecut, atunci când acesta ar fi fost atacat într-o noapte în propria casă de persoane necunoscute care l-ar fi bătut și sub amenințarea cuțitului l-ar fi obligat să le dea 7.000 de lei. Tâlharii au amenințat pe vârstnici că dacă vor spune ceva, se vor întoarce și le vor curma viața. Pentru a demonstra că amenințările sunt veridice, agresorii l-au tăiat pe bătrân pe o mână. De frică, bătrânii nu au spus nimic nimănui. La ceva timp însă, fiica lor a văzut tăietura de pe mâna tatălui și a mers cu el la spital. Bărbatul a fost internat în perioada 6-11 decembrie pe secția de chirurgie plastică a Spitalului Județean Botoșan, cu plăgi tăiate pe mâna stângă prin agresiune. Atunci nu au mai avut de ales și a spus ce a pățit și au fost anunțate autoritățile. Imediat, polițiștii au deschis atunci o anchetă pentru tâlhării, însă autorii nu au fost găsiți. Între timp, bărbatul a fost externat din spital și s-a întors acasă. Vecinii spun că bărbatul ar fi spus ulterior că hoții nu au reușit atunci să ia toți banii pe care i-avea, ci doar o parte. Miercuri dimineață, soția bătrânului a anunțat vecinii că doi bărbați au intrat din nou peste ei în casă și i-au bătut, iar soțul său este mort. Femeia a fost și agresată, însă rănele nu i-au pus viața în pericol. Deci copiii au venit la școală și nevasta mortului, eu am anunțat pe copii și copiii au anunțat pe nevasta mea. Uh-huh. Nevasta mea a venit și a văzut, a început să plângă și m-a sunat și a spus că vine repede că nene Gheorghe e mort. Și eu atunci repede am sunat la poliție. Okay. Și... Ați venit aici, ați văzut ce s-a întâmplat? Da. M-am uitat așa. Și ce ați găsit aici? Ce... Omul jos mort și... Mătușa bătută. Și bănuiți ce s-ar fi întâmplat? Doamna a spus ce s-a întâmplat? De nu pot să înțeles de la ea că eu a fost bolnavă și nu are deșernământ. Și nu pot să amuză și una, mai acuză și alta, nu are ceva, o nu înțeles, ca să clar. Și domnul unde era, în casă? Nu, e acolo unde l-ați găsit. Nu, dar zic, el unde era, pe jos, în casă? Pe jos, unde este și acum? În încăperi, în dormitor. Da, în hol. În holul casei. Și pare bătut, lovit. Păi, atâta vreme cât e sânge pe jos și tot, prin sânge, normal că e și bătut. El mai fost, mai înainte, a mai fost bătut. Aha. Și spunea că e, dacă zic și la poliție, vin și-l omoară. Uh-huh. Și, na, poate... Dar în trecut cine l-a bătut, să știi? Dar nu se știe. Deci l-a bătut, eu luat bani, adică am înțeles că eu dat el cu mâna lui bani, că așa și... Și a fost la poliție între timp? El a fost, a venit fata lui, am sunat mai pe fata lui, a venit, l-a dus la spital și spitalul se sesiza poliția. La locul solicitării am găsit o persoană de sex masculin, în vârstă de 85 de ani, cu multiple traumatisme, probabil prin agresiune, care nu a necesitat manevre de resuscitare, constatându-se decesul. Cazul a fost preluat de un echipaj de poliție.